Din statisticile Direcției de Taxe și Impozite Locale Giurgiu reiese faptul că numărul giurgiuvenilor care și-au cumpărat mașini și le-au matriculat la Direcția de Permise și Matriculări Auto din municipiu a crescut cu 10% în 2014 față de 2013. Numărul acestora poate fi mult mai mare dacă ne gândim că o mare parte dintre ei preferă să își înmatriculeze autoturismele în alte state influențați de taxele mult mai mici decât la noi. În topul preferințelor conducătorilor auto giurgiuveni se află mașinile cu mărcile Opel, Volkswagen și Ford. Privind așa în ansamblu, piața auto locală, strict pe municipiul Giurgiu, se desprind practic câteva concluzii. Dacă ne referim la mărcile auto, marca națională Dacia, cum să spun, pierde ușor teren în percepția cumpărătorilor din municipiu. A avut o creștere doar de 2,79% raportat la înmatriculările anului trecut. Foarte apreciate fiind autoturismele din statisticile noastre, foarte apreciate fiind autoturismele de producție germană. Preferințele șoferilor sunt influențate și de capacitatea cilindrică a motorului mașinii. Numărul cumpărătorilor autoturismelor cu o capacitate de până în 2000 de centimetri cubi a crescut în 2014 cu 11,59%. În top se află și autoturismele cu motoare mai mari de 2000 de centimetri cubi. Cât despre impozitele încasate din această categorie? Dintr-un total colectat în primele 3 luni ale acestui an de circa 113 miliarde de lei, piața auto din municipiu, strict municipiul Giurgiu, a reușit să genereze la bugetul local numai puțin de 13 miliarde de lei. Având în vedere și creșterea înmatriculărilor în 2014 cu circa 9-10%, pot să fac o apreciere că anul acesta, din impozitele auto, municipalitatea va încasa undeva între 10 și 15% mai mult. Dacă anul trecut încasam aproape 30 de miliarde, cred că anul acesta vom depăși 31-32 de miliarde. Pentru o mașină cu o capacitate de 2000 de centimetri cubi, un giurgiuvean plătește până la 1000 de lei pe an. Din statisticile instituției mai reiese faptul că din numărul total de proprietari de mașini, doar 20% este ocupat de femei, iar cei mai mulți conducători auto devin proprietari de autoturisme între 31 și 45 de ani. În ceea ce privește vârsta celor mai tineri proprietari în 2014, doi tineri cu vârste până în 18 ani aveau pe numele lor o mașină.